Dragilor, bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este vineri, este ora 10 și 10 minute, iar eu mă pun să gătesc. Am luat de la Penny niște tacâmuri de pui și vreau să le fac tocăniță cu sos. Iar lângă ele o să fac un piure de cartofi și o salată de varză cu roșii, castraveți și ulei de măsline. Le-am pus aici într-un castron ca să le curăț bine, să le spăl. Apoi le voi pune într-o tigaie și voi curăța ceapa și o voi tăia. Și o să le pun la foc. Soțul meu este la servici. Nati este la școală, iar eu am zis să fac mâncare până vine Nati. Și apoi vedem ce vom mai face, ce activități vom mai avea astăzi. Revin. Am luat tigaia și acum voi așeza cărnița așa frumos. Am spălat-o bine. O voi așeza aici în tigaie, după care o voi condimenta. Cu delicat, piper, boia și de toate. Și o voi pune la foc. Sper să-mi încapă toată în tigaia asta. Nu mă așteptam să fie așa multă carne, sincer. Am adus aici să pun și un pic de ulei din turte de măsline. Un pic mai mult am scăpat. N-are nimic. Să pun boia. Delicat, delicat de legume. Și puțin piper. Între timp am curățat ceapa și acum o voi tăia mărunt. Deja până am curățat-o, mă ustură ochii. Oh! A zburat ceapa. Nu știu dacă voi plângeți când curățați ceapa, eu vă spun sincer că plâng. Pentru că mă ustură ochii foarte tare.
Mă pun să spăl acest castron în care a fost cartofii. Restul vaselor ce le-am mai avut le-am spălat înainte, n-am mai filmat. Am pus cartofii în oală pe aragaz, am pus apă pe ei, iar n-o să-i pun încă la fiert până când vine Nati de la școală, după cum am spus, pentru că vreau să mănânce piureul cald, nu rece. Iar carnea, dacă se răcește până vine, Nati, o să o pun, o să mai încălzesc din nou. Acum o să mă pun să-mi fac și eu un sandwich sau ceva să mănânc, pentru că nu am mâncat nimic, n-am apucat să mănânc. O să-mi fac o cafea și mă duc în casă și mai mă uit și eu pe YouTube, pe la televizor, nu știu, să văd. Până se apropie timpul să vină Nati de la școală, iar apoi o să pun piureul la foc și să fac salata și o să mâncăm. Așa arată carne, am pus-o în tigaie. Am pus ceapă, usturoi, am condimentat-o cu boia delicat și piper, iar deasupra am pus ardei și mai multe legume, de fapt, măcinate și puse așa la borcan pentru iarnă. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Acum mă pun și eu să mănânc, mor de foame, apoi îmi fac o cafea și merg în cameră, mă uit la televizor și aștept să vină Nati. O să pun să pregătesc piureul, iar apoi după ce mâncăm, Nati o să-și facă temele. Iar mai târziu, dacă nu o să plouă și nu o să fie frig, probabil o să ieșim puțin afară. Soțul, după ce vine de la muncă, merge la sală, așa că rămânem tot doar noi două. Și, nu știu, vine weekendul de astăzi. Oricum, Nati își face temele vinerea, ca să fie liberă sâmbăta și duminica. Eu cred că sâmbătă și duminică nu o să mai filmez nimic. O să încep cu un nou vlog luni, pentru că vreau ca două zile să stau și eu să mă relaxez. Așa că noi ne vedem luni într-un nou vlog. Eu vă doresc weekend plăcut, vă doresc multă sănătate și să ne vedem cu bine luni. Vă pup, pa, pa!